să ocupați locurile în sală pentru că dorim să începem. Bună ziua, stimați parteneri, pedagogi, dragi elevi! Bine ați venit la evenimentul de astăzi, care este deosebit și unic pentru țara noastră. De ce spun asta? Pentru că în premieră toate cele 81 de colegii, școli profesionale și centre de excelență vor fi dotate cu dispensere și absorbante gratuite pentru fete, precum și vor beneficia de boxe EduLife, le vedeți aici în spatele meu, precum și în față, atunci când ați intrat în sală. Aceste boxe EduLife conțin materiale educaționale care pot fi folosite atât la lecții cât și la activitățile non-formale pe care le veți desfășura în instituție pentru adolescenți și pentru tineri. Inițiativa de echipare a acestor instituții de învățământ profesional-tehnic este parte a unui program mai mare care se numește Conectăm tinerii cu piața muncii prin dezvoltarea deprinderilor de viață. Acest program este realizat de Fondul ONU pentru Populația în Republica Moldova, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, din resursele financiare oferite de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, din fondurile Programului Cooperării Austriece pentru Dezvoltare. Vreau să vă zic că un asemenea program pilot a fost deja desfășurat în anul 2023 în patru instituții de învățământ general din țara noastră, mă refer la componenta de sănătate și igienă menstruală. Și vreau să vă zic că aceste produse oferite gratuit fetelor foarte mult au redus absenteismul școlar în perioada menstruației, a detabuizat subiectul ce ține de sănătate menstruală și a redus semnificativ cazurile de bullying. Și în continuare vreau să fiți atenți la niște cifre pe care le voi enunța, pentru că în doar 3 luni de la instalarea dispenserilor cu absorbante, de peste 4 ori mai puține fete au lipsit de la școală în perioada menstruației și mă refer la aceste 4 școli unde am pilotat programul. E vorba de o scădere de la 55,2% la 12,5%, adică de peste 4 ori mai puține fete au lipsit cel puțin o dată de la lecții, în perioada menstruației. În plus, 56% dintre aceste fete intervievate au declarat că se simt acum în siguranță la școală, precum și că băieții nu mai fac glume, dar sunt mai respectuoși și mai empatici, inclusiv în această perioadă. Ce vreau să vă spun este că această realitate au confirmat-o și elevele și cadrele didactice, și anume că foarte multe dintre fetele din familiile vulnerabile nu au posibilitate de a merge la școală în perioada menstruației. Ele fie lipsesc de la școală câteva zile, fie apelează la alternative nesănătoase. Și sunt cazuri concrete. Aceste fete folosesc cârpe, tifon cu vată, ciorap, haine vechi de la frații mai mici, lingerie de pat și chiar sunt nevoite, cum am zis, să lipsească de la școală. În timp ce altele nu au produse la îndemână în ziua respectivă și pleacă de dimineață de la școală și nu revin la ore în acea zi. Iată de ce ne-am adunat astăzi aici ca să vorbim despre necesitatea accesului liber la produse de igienă menstruală și despre rolul informării constante în școli pentru ca să avem un mediu sigur și prietenos în fiecare instituție de învățământ. Și pe această cale o invit aici pe doamna Galina Rusu, secretar de stat în cadrul Ministerului Educației și Cercetării. Vă mulțumesc! Dragi reprezentanți ai instituțiilor de învățământ, manageri, cadre didactice, presupun că și cadre didactice care predau disciplina decizii pentru un mod sănătos de viață, așa este? Sunt aici, da. Mă bucur să vă salut pe fiecare dintre dumneavoastră, stimați oaspeți ai evenimentului. Mă bucur să fim astăzi cu toții împreună, cu gând și preocupare, dar și cu angajament pentru sănătatea elevilor noștri. Este extrem de important ca elevii noștri să fie, în primul rând, informați, formați, dar și să se simtă bine la școală. Atunci când folosim expresia să ne simțim bine la școală, de regulă înțelegem în directul sens că, într-adevăr, să avem doar o stare așa cum
cumva de confort, de confort din toate punctele de vedere. Acest element de confort este important ca să putem învăța în condiții bune. Se cunoaște că atunci când nu mai întâmpinăm bariere de gen temperatură sau disconfort de altă natură, învățăm mai bine. Iar noi ne dorim ca în sistemul nostru de învățământ, inclusiv în sistemul de învățământ profesional tehnic, să creăm cele mai bune condiții pentru ca elevii noștri să poată învăța, să depună efort și să se simtă bine în situația când obțin acele rezultate și performanțe frumoase. Suntem în cadrul proiectului Conectăm tinerii cu piața muncii, având în vedere astăzi capacitarea tuturor instituțiilor noastre, într-adevăr, cu kitul pentru învățare și dispenserele pentru igienă personală. Dar această pregătire pentru viață, noi considerăm că este extrem de importantă și, într-adevăr, va defini corect, va forma corect tinerii noștri care, tinerii noștri care mâine vor fi cetățeni responsabili și care vor aborda un mod sănătos de viață. Sper că noi cu toții împreună vom contribui la efecte mai bune ale acestei inițiative. Am toată certitudinea căci am analizat boxele care vor merge în școală, am toată certitudinea că ele vor contribui pentru o educație, pentru un mod sănătos de viață a elevilor noștri. Avem deja primele promoții de cadre didactice formate pentru predarea disciplinei în toate instituțiile de învățământ profesional tehnic, disciplinei decizii pentru un mod sănătos de viață. Și cu acest avem susținerea pentru fapt pentru care vă mulțumim partenerilor de dezvoltare, mă refer la UNIFP, care ia toată încărcătura de implementare a acestui proiect și o simțim de la dumneavoastră nu doar ca o încărcătură, ci și ca o posibilitate de a crea împreună cu elevii noștri și vedem în această atmosferă care se întâmplă de fiecare dată în cadrul evenimentelor din proiect. Simțim o dăruire pentru care vă mulțumim și desigur că partenerilor ADA, care ne susțin de fiecare dată în toate inițiativele noastre de dezvoltare a învățământului profesional tehnic, cu toți împreună vom reuși ca elevii noștri, viitorii cetățeni ai țării noastre, să își asume modul de viață pe care îl aleg. Mult succes tuturor! Mulțumim, doamna Rusu, și pe această cale mulțumim Ministerul Educației și Cercetării pentru că susține de fiecare dată acest parteneriat. De fapt, un alt partener în acest proces durabil de dezvoltare deprinderilor de viață și de pregătire a tinerilor pentru viață este Asociația Austriacă pentru Dezvoltare. O invit aici pe doamna Sandra Hurina, șefa biroului de coordonare al Agenției Austriece pentru Dezvoltare. Good afternoon, ladies and gentlemen. It is a great pleasure to be here with you this afternoon in the hall full of friendly, smiling people. Madame Rousseau, thank you very much for coming and showing your commitment on behalf of the government for this incredibly important topic. Doamna Rusu, mulțumesc pentru angajamentul pe care l-a arătat pentru acest subiect foarte important.
Director Zabatzi, the director of this excellent center, thank you very much for supporting and hosting this event today. Mulțumesc directorului foarte mult pentru găzduirea și organizarea acestui eveniment astăzi. And Karina and your team, thank you also for organizing this. While coming here, I was told that this activity in the schools is a result of years of work and the support we have been providing on behalf of Austrian Development Agency in this school. Venind în coace, mi s-a spus că acest proces a fost rezultatul de mulți ani de lucru și împreună cu Asociația pentru Dezvoltare Austriană. As I understand, we have provided support in the course of development of curriculum. Cred că am înțeles, noi am depus suport pentru a sprijini eforturile de dezvoltare curriculum. Training of teachers. Antrenarea și formarea profesorilor. And around the crowd, around the circle, also equipment. Și, de asemenea, în echipament. It has been for us a pleasure and honor to be your partner in the in your path of reforms. A fost o plăcere și o deosebită bucurie să fim partenerii voștri în acest proces de dezvoltare. I just arrived in Moldova, to this beautiful country, month ago, and I hope I will be coming here. This is only my first time that I will be in school for my next 4 years of mandate here. Deci am ajuns recent în Moldova, în această țară foarte frumoasă și este prima mea lună aici și prima școală pe care o studiez în mandatul meu de 4 ani. Today we are gathered to hand over practical tools and materials as a part of our project implemented by our partner UNFPA to enhance health skills and health behavior of students. Astăzi venim să împărtășim niște instrumente practice, da, cu ajutorul UNFPA, Fondul Național Unit pentru Populație, pentru a îmbunătăți situația sistemului de sănătate. And I have to admit with you that I was a bit worried and concerned that I realized that majority of beneficiaries of these projects, the end beneficiaries of this project. Și am fost un pic îngrijorată și stresată pentru când am aflat că beneficiarii acestui proiect are students whose parents were abroad, emigrated. Sunt studenți care a căror părinți au emigrat, deci sunt în străinătate. This is a worrying. In that age, to be left without parents is a worrying not only for them today. Ce este o adevărată îngrijorare de a trăi, deci, în această situație fără părinți. But also looking at the future, as the future leaders who should take over responsibility for this country. Dar și privindu-i ca viitorii lideri, conducători, care o să preia responsabilitatea pentru această țară. So this potential or possible gap that could be left when child is without parents. Și atunci acest potențial care zace în ei, în acești copii fără părinți, so their teacher become much more than teachers, in fact. Și atunci profesorii și învățătorii devin mult mai mult decât. They become life coaches. Ei devin antrenorilor pe viață. Life mentors. Mentorilor pe viață. So for all the teachers that sit here, I thank you very much for taking this challenge, this great challenge, and I be very humble to be here with you, to support you, and to have a partner of UNFPA who is doing this work for you, together with you. Și sunt onorată să fiu alături de voi și vă mulțumesc încă o dată profesorilor și învățătorilor pentru lucrul care faceți și alături de parteneriatul cu UNFPA. So, in the essence, the tools are part of practical learning and understanding the theory. Deci, în esență, aceste instrumente fac parte din teoria practică de aplicare. We hope that those tools will help you to teach more in a practical and more reality-close way. Și ne așteptăm că aceste instrumente vă vor ajuta să predați într-o formă mai practică și mai realistă.
and we hope that the students will be able to understand and comprehend more the life and healthy courses you provide for them. Și sperăm că și studenții vor înțelege mai bine cum cursurile care le dați legate de modul sănătos de viață. So therefore we hope that not only their soft skills, their practical skills will enhance, but also their engagement. Deci nu este doar important abilitățile pe care le dețin, dar și implicarea. As a result, we hope to have better learning outcomes. Ca rezultat, ne așteptăm la niște rezultate mai bune educaționale. So thank you very much again for doing this great job for the students. Și vă mulțumesc încă o dată că faceți acest mare lucru pentru studenți. Last but not least, thank you UNFPA for doing a great job, for doing professional work in implementing this project. Și în ultimul rând, vă mulțumesc pe UNFPA, dumneavoastră, pentru lucrul pe care îl puneți. So we look forward to implementing this project in the future together with you and for you. Și deci ne așteptăm să implementăm acest proiect în viitor cu voi și împreună. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim Agenției Austriece pentru dezvoltare, mulțumim pentru că ați susținut fiecare inițiativă care a demonstrat în timp că aduce doar rezultate semnificative privind angajarea cu succes a tinerilor, precum și formarea unor deprinderi sănătoase pentru viitorul lor. De fapt, adoptarea acestor comportamente sănătoase și dezvoltarea deprinderilor de viață este și una dintre prioritățile Fondului ONU pentru Populație. Și vreau să menționez că investiția totală pentru echiparea instituțiilor de învățământ profesional tehnic se ridică la circa 1,5 milioane de lei, bani care sunt acoperiți de către UNFP Moldova și Guvernul Austriei. Pe această cale o invit aici pe doamna Carina Nersesian, reprezentantă rezidentă UNFP Moldova. Hi, good afternoon, I think. Bună ziua, tuturor! So first of all, can I just start by thanking you all, each and every one of you, for being the beacon of knowledge for the young people. În primul rând vreau să încerc să spun și să vă mulțumesc, în primul rând, pentru că sunteți farul tinerilor, da, în dezvoltare. And I also want to thank our partners and donors, the Austrian Development Agency that is present here, for the opportunity to really do it, not just dream, but to do. Și la fel aș vrea să mulțumesc Agenției pentru Dezvoltare Austriană, care nu doar a visat să facă, dar a și făcut. So this project is very personal for me. Deci acest proiect este foarte personal pentru mine. Would you like to know why? Ați vrea să știți de ce? So I'm going to tell you that I do not eat cabbage. Vreau să spun că eu nu mănânc vază. Anyone has any ideas why? Știți de ce? No? Okay, I'll tell you. Să spun. When I was little, I was convinced that children are found in cabbage. Când eram mică, eram convinsă că copiii se află în vază. How many of you were told it or told your children? Câți dintre voi vi s-a spus asta sau voi ați spus copiilor voștri? Right? How many of you did tell your children that you can find babies in cabbages? Deci, câți dintre voi au spus copiilor voștri că puteți găsi copiii în vază? Right? So my fear, since I heard it, has been that when we cut cabbage for food, we can cut the baby. Deci frica mea era că atunci când tăiem vază, nu putem să tăiem bebelușul. No, but think about it, right? I mean, this is sort of funny, but it's not. Și gândiți-vă la asta, e într-un fel amuzant, dar de fapt nu este. And so this box is behind me really allow you to find the language in which you're comfortable telling the children, telling the adolescents that children are not cabbage, nor in any other vegetable. Deci, cutiile astea pe care le am în spate,
vor fi instrumentul cu care să găsim limbajul, că voi să vă simțiți confortabil, să spuneți copiilor că, deci copiii nu se găsesc în vază. I had my own fair share trying to figure out how to explain to my daughter where the children come from when she asked me at the age of 5. Și am avut probleme mele când a trebuit să explic fetei mele să răspundești la aceeași întrebare, la vârsta de 5 ani. And all the other questions that came afterwards as she was growing up. Și la celelalte întrebări care i-au survenit cât creșteam. And I wish I had a box like this, honestly. Și îmi doresc, sincer, să fie avut așa o cutie. Right now in my office I have children's corner and some of the materials you see here are in my office as well, so kids can see and learn. Unele dintre materialele astea le-am și la oficiul meu, așa încât copiii să poată să le vadă și să le studieze. And so for you, it's setting an example of how comfortable these issues need to be, how adults can hold these conversations with the younger generation at any age and make them feel comfortable as well. Deci, asta vin să seteze un exemplu pentru cât de confortabil poate să fie să discutăm aceste probleme și să avem această conversație la orice vârstă. So, think about these boxes as a almost like a box or a treasure chest. Gândiți-vă la aceste cutii ca la o adevărat comoară. The one like Aladdin went to find, right? You open it up. Una pe care doriți să o găsiți, deci voi o deschideți. You open it up and there is information on health, on wellness, on menstrual hygiene, on leadership, on relations. Deci o deschideți și găsiți răspunsul legat de sănătate, de bunăstare, de igiena personală, de leadership. And so next time, when my daughter goes on a date, a hit from a boyfriend does not mean love, right? And she will know it. Deci, data viitoare când fata mea va pleca la întâlnire, o agățare din partea mea, eu mă înțeleg că nu este dragoste. Or when there is a period that hits while at school, no one has to be embarrassed with leaking blood on the chair. Și atunci când va suveni situația în școală, da, o dată în lună, nimeni nu va fi rușinat de acest proces. I'm really trying to make it real for you guys to know that indeed when I say you are a beacon that lights the way for the generation, for the younger generation to see where they are heading, it's not just empty words. Deci vreau să subliniez faptul că atunci când eu vă spun că sunteți un far pentru generația următoare, nu sunt cuvinte în vană. It is true and only in partnership, only together, we can do it. We can go forward, set an example and make a difference. Doar împreună, doar în parteneriat, putem seta un exemplu și putem face o diferență. So all of this is to once again say thank you. And I really look forward to seeing where we meet next of all the achievements and wonderful stories that you will tell me that are better than my story with the cabbage. Aș vrea să spun încă o dată mulțumesc, da? Și abia aștept să văd și reacția voastră și rezultatele voastre și sper să văd niște istorii și mai interesante decât istoria mea cu vaza. Thank you. Mulțumesc. Mulțumim doamnei Carina Nersesian. Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale este una dintre cele 81 de instituții de învățământ profesional tehnic care vor beneficia de aceste boxe de igienă menstruală și de kiturile educaționale. De aceea am invitat astăzi aici cu un cuvânt de salut și cu un mesaj pe domnul Andrei Ciobanu, directorul Centrului de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale. Pe această cale, domnule Ciobanu, mulțumim pentru că ați acceptat să fiți gazda acestui eveniment. Vă mulțumesc. Stimați colegi, stimați elevi, stimați reprezentanți a Institutului de Învățământ Profesional Tehnic, stimați parteneri,
Să bună ziua și bine ați venit la Centrul de Excelență Informatică și Tehnologii Informaționale. Suntem onorați că în incinta noastră se desfășoară acest eveniment foarte important pentru copiii noștri. De fapt, acest eveniment este organizat în a doua etapă a proiectului Conectăm Tinerii cu piața muncii prin dezvoltarea abilităților de viață. Și nu pot să nu menționez acele beneficii care le-a adus proiectul în prima etapă. Vreau să aduc mulțumiri UNFPA, ADA și Ministerul Educației pentru susținere. Instituția noastră a beneficiat de dotarea unei sări de clasă după un proiect modern, mobilier și tehnică. Au fost elevii noștri instruiți și implicați în rețeaua de la Egal la Egal. Așa, am beneficiat de dotarea unei sări de lecturi în cămin numărul 2 al instituției și, desigur, că au fost multe formări profesorilor la disciplina decizii pentru modul sănătos de viață și a beneficiat din materiale regulare și alte formări pentru predarea acestei discipline. Astăzi suntem toți martori că acest proces continuă și din proiect toate instituțiile de învățământ personal tehnic vor beneficia de aceste boxe End of Life care sunt dotate sau încapsulate cu materiale educaționale, aceste dispansere, da, și produse de igienă pentru elevele și ar fi bine și pentru profesoarele din instituția noastră și din toate instituțiile. Da, mi-a dat unul bărbat cuvânt să vorbească. Și aici am emoții, eu îmi cer scuze. Și încă o dată vreau să mulțumesc proiectului pentru că implicarea lor în beneficiul elevilor așa contribuie la crearea unui mediu educațional mai echitabil și inclusiv. Eu vă mulțumesc foarte mult că sunteți astăzi aici și să continuăm proiectul. Mulțumim mult, sănătate la mine! Mulțumim mult, domnule Ciobanu. Apropo, dar zicea că este bărbat și vorbește despre un subiect atât de sensibil. Cu siguranță că acest program este destinat și fetelor, și băieților, și femeilor, și bărbaților, pentru că sănătatea reproductivă, sănătatea și igiena menstruală este un subiect care ne vizează pe fiecare și ne bucurăm, cum ziceam, că în urma pilotării unui asemenea program, ne bucurăm că elevii au devenit mai deschiși în comunicare, băieții mai empatici și acum sunt foarte atenți atunci când văd o asemenea situație în perioada menstruației și știu cum să reacționeze, să nu facă glume sau să nu supună bullying-ului aceste fete. În continuare, invit aici pe Andreea Grosu și Vladimir Stămină, care sunt elevii ai Centrului de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale, care vor primi un dispenser și o boxă EduLife în numele tuturor elevilor care vor beneficia de aceste produse și resurse educaționale. Mulțumim frumos!
Mulțumim, puteți să vă ocupați locul în sală. Vreau să precizez că astăzi fiecare dintre dumneavoastră va merge acasă cu asemenea boxă cu resurse educaționale. Ce ține deja de dispenserile și produsele de igienă menstruală, întrucât ele sunt într-un volum foarte mare, vor ajunge până la mijlocul lunii decembrie în instituțiile dumneavoastră prin intermediul unei companii de logistică. Și tot în luna decembrie va avea loc o activitate informativă online prin care veți fi informați despre utilitatea acestui program, despre cum să folosiți materiale educaționale și produsele de igienă menstruală care sunt incluse în aceste boxe. Acestea fiind spuse, vă anunțăm că evenimentul nostru a ajuns la final și pentru ca să imortalizăm acest moment frumos, vă invităm să facem o fotografie de grup, iar colegii din presă, dacă doresc să adreseze întrebări, o pot face în continuare. Vă mulțumesc și vă invităm la o fotografie de grup.